Un tânăr de 21 de ani din comuna Lelești a fost surprins de polițiștii de la Investigații Criminale pe alea Digului din Târgu Jiu în timp ce vindea articole pirotehnice. În autoturismul transformat în tarabă, polițiștii au găsit peste 8.000 de bucăți de articole pirotehnice în valoare de aproximativ 4.200 de lei. Marfa comercializată ilegal a fost confiscată, iar tânărului i-a fost întocmit dosar penal. La data de 19 decembrie anul curent, polițiști din cadrul Biroului de Investigații Criminale, din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu, au depistat pe raza Municipiului Târgu Jiu un tânăr de 21 de ani din comuna Lelești, care comercializa articole pirotehnice dintr-un autoturism. Cu ocazia efectuării controlului vehiculului, au fost identificate peste 8.000 de articole pirotehnice. Acestea au fost indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de efectuarea de operațiuni cu articole pirotehnice fără drept. Legea prevede amenzi destul de usturătoare pentru cei care vând ilegal articole pirotehnice, multe dintre ele fiind considerate periculoase.